Bun găsit, doamne și domnule, din sala Polivalent, aici unde am ascultat din nou imnul Ligii Campionilor, pe care în acest sezon am ascultat de cele mai multe ori, pentru că am avut și avem Rapid și CSM la fete, a băieți pe Dinamo. Partidă pentru istoria clubului Rapid, una dintre cele mai iubite societăți de sport din România, care împlinește în această vară 100 de ani. Rapid încearcă să învingă pe Crim la 6 goluri pentru a intra între cele mai bune 8 echipe ale Europei. Suntem Severin Gănescu și Costi Pune și vom comenta pentru noastră această întâlnire. Rapid este deja în istorie pentru că nu mai participase în cupele europene de 16 ani și iată a reușit să treacă de grupele Ligii Campionilor și să o facă într-o manieră extraordinară. E adevărat, a terminat pe locul al patrulea pentru că a avut adversare foarte puternice în această grupă, cum ar fi Gheor, Esbjerg sau Mes, câștigătoarea grupei. Am văzut echipa Rapidului cu Șandru și Capitanovi, jucătoare de semicerc, Buceschi, Casoma, Perianu, Lopez, Gutierrez, Corșoș, Canor, Ostase, Fraga, Carlos Hernandez, Badea, Polman și Grozav, noul antrenor al Rapidului, este Kim Rasmussen, cel care l-a înlocuit pe Carlos Viver. Cu siguranță spectacolul Ligii Campionilor a fost mai sărac fără Rapid și fără galeria sa. Iată, o atmosferă superbă creată de giuleșteni. Ați văzut echipa lui Crim pentru această întâlnire. Sunt aproximativ 50 de fani veniți din Slovenia care au prins curaj, normal, după ce echipa lor a câștigat la 5 goluri, 29-24. Manșatur de acum o săptămână după ce Rapid a câștigat cu 10-5 și care îi filmează pe fanii Rapidului în acest moment pentru spectacolul pe care l-au pus în scenă încă de la începutul, dinainte de începutul returului. Două dintre absențele lui Dragan Azi și ale Crimului, Aliso Pino și Barbara Arehard, l-ați văzut în spatele băncii slovene, s-au învățeșat cu celebrul antrenor, unul dintre cei mai buni din lume, câștigător de două ori Ligii Campionilor ca antrenor, cu Budućnost Podgorica, campion european în 2012 cu Muntenegru, vice-campion olimpic tot în 2012 cu Muntenegru. Rapid are cea mai bună trupă, a reintrat și Casoma, pivotul angolez, a ieșit din lotul de 16 tânăra Ciucă la poartă, deci avem doar 3 portari. Polman în centru, Buceschi dreapta, lângă ea Badea, pe pivot Ostase, Inter stânga Canor și pe extrem Gutierrez. Este formația tip care Kim Rasmussen încearcă să ducă Rapidul între primele 8 formații ale Europei. În partida tur ne-au arbitrat doi frați din Germania, acum două surori din Portugalia, Marta și Vania Sar. Care de la 9 metri pentru Rapid, Polman în centru, Buceschi, Inter dreapta, iată surpriza pe care a pregătit-o Kim Rasmussen, Canor, Polman, pătrunde! 1-0 pentru Rapid, de tabăra Polman! Să vedem și ce pun în joc slovenele la primul atac, coronat de superstarul Rusiei, Daria Dimitreva, numărul 11, Inter, în dreapta Lazović, fosta jucătoare de la CSM, în stânga Stanko, extrem în gara Radoslavević, pe pivot Lepoia, în dreapta Radicević, este cea mai bună echipă pe atac pe care o are Dragan Azić la dispoziție. Lepoia pentru Stanko, s-a dus Dimitreva în dreapta, în apără mai avansat cu Canor și Perianu, Lazović pentru Stanko la Radoslavević. Stanko poate să încerce de la distanță pentru s-a intrat în prepasiv, Lazović fentă, forțează culoarul. Au dat golul, dar nu se pune reușit, ați văzut semnul surorilor sa. 1-0 rămâne pentru Rapid, pe aruncarea din prepasiv și scoate Risović în aut. Un portar foarte bun și Jovana Risović, 29 de ani, internațională din Serbia, venită în 2020 de la Podravka, dar Barbara Arehard e greu de înlocuit, mai ales după meciul pe care l-a făcut acum o săptămână. Rapid a început foarte bine și în apărare și în atac, cunoașteți, a condus cu 5 goluri, acum un 2 extraordinar! Gol! Polman! Aruncare de efect pe la spate! Polman reușește al doilea gol al său!
Cea mai tare reușită a Rapidului în acest sezon de Liga Campionilor. A mai avut aruncări pe la spate, dar nu asemenea bijuterie cum a rezolvat Stevan Apolman, care n-a mai avut frână la schimbare și era să ajungă în primul rând de la lojă. 2-0 pentru Rapid și un 7 metri Radicevici, fosta jucătoare de la CSM, față în față cu Denisa Șandru, și gol pentru Crim. Asta vreau să spun, e greu să înlocuiești un portar care a avut 50% procentajul paradelor, așa cum s-a întâmplat cu Aaron Hart în tur. Rapidul a început bine în atac, a condus cu 5 goluri, însă mai apoi tot atacul s-a zdrobit în zidul Barbara Aaron Hart. Aaron Hart nu mai este acum jucătoarele, n-ar mai trebui să aibă frică și trebuie să joace dezinvolt. Canor, cea mai bună marcatoare a Rapidului în tur, 5 goluri. Polman. Panor, vor să ne bage în prepasiv, îl arată Azici, minge deviată, corner pentru Rapid pe aruncarea Elizei Buceschi. Suportă de toate vârstele, am văzut familii cu copii și încă mai sunt fani, spunea pe foaiele sălii polivalente, doar ce a fost mare aglomerație pentru a se ajunge la sală mai bine de 2 ore. Picior, mingea rămâne pentru Rapid. Dragan Azici își dirigează echipa de la margine și tot dă din brațe pentru a-l influența pe arbitre. Polman cu pământul și scoate Rișovici cu a doua paradă în partidă. Slanko duce faza a doua, se duce în ung și ne scoate Denisa Dedu Șandru. Da, cred că este primul meci din Liga Campionilor pe care Denisa îl începe titulară. Da. Și primul meci în care Rapid joacă fără 3 portari, că la între puține echipe care vor lua cu 3 portari această super competiție. Acestea sunt schimbările pe care le-a simțit în ultima săptămână Kim Rasmussen, noul antrenor al Rapidului. Buceschi în centru, Buceschi încearcă o depășire, continuă cu Polman, Polman pentru Canor, Canor n-a apucat să arunce la poartă până acum, o așteaptă pe Gutierrez, Canor ia acțiunea pe cont propriu și este faultată 9 metri. Vă aduceți aminte, Canor a jucat senzațional în prima repriză, a avut 5 goli din 6 aruncări în meciul tur, apoi n-a mai vrut să scrie deloc în partea a doua întâlniri, a aruncat de 14 ori la poartă până la urmă. Canor nu se lansează, Buceschi, Polman pare mare vervă, ajutată de Eliza, Eliza pusă la pământ de Lepoia, viitoarea jucătoare a Vâlcii. Vâlcea va juca de la ora 19 în Danemarca, la Nikoping, în manșa retur din sferturile EHF European Cup. Victoria la 3 goluri pentru Vâlcea în manșa tur. Polman, Canor acum se înalță, aruncă pe portar, apără Rișovici cu plasament foarte bun și își dă mingea în spatele porții. N-a început grozav Rapidul, sigur, după cele 2 goluri marcate de Stavan Polman, dar nici nu trebuie să dispere jucătoarele antrenate de Kim Rasmussen. Timp este suficient pentru a recupera diferența de 5 goluri. Să nu uităm, o diferență de 5 goluri se poate recupera și în 10 minute, în ultimele 10 minute. Sigur, nu vrem să ajungem acolo, dar nu e nevoie să forțăm aceste greșeli pe care oricum fetele le vor face pe parcursul meciului. Din neatenție, din dorința de a recupera mai repede diferența cu care a pierdut Rapidul în tur. Dimitriev va continua, da, la pivot. Stanko a dat mingea prea tare pentru Lepoia și avem șansă să mergem la plus 2. Buceschi, Polman pentru extremă, Badea nu mare culoar, Polman pentru Eliza. Canor, singura care poate să dea de la distanță în această linie de 9 metri. Rămâne Liza în centru, Polman îi schimbă și trece interdreapta, Canor pe poziția sa în stânga. Încrucișează Buceschi cu Polman, Canor schimbare de direcție, aruncă în scurt și scoate în 7 metri, foarte bună intenția lui Orlan Calor, care a luat acțiunea pe cont propriu, l-a păcălit pe apărătoare, s-a creat culoarul și a fost împins acolo de adversara sa, Zabiec. Are părea încrezătoare în urmă cu 3 zile la o declarație pe site-ul clubului sloven. Vom face față presiunii de la București, știm cum trebuie să jucăm, am fost surprinse în prima parte a întâlnirii Lopuri de acasă. Apără Rișovic, de această dată a ghicit-o pe Fraga. Gluma, glumă, dar Rișovic are deja 4 parade în partidă. Care a Fraga Fernandez a reușit să înscrie cam toate aruncările de la 7 metri pe care le-a avut în partida tur. De altfel, am vorbit cu Dragan Azici câteva cuvinte înaintea meciului și
îmi povestea că s-a accidentat Barbara Arenhar la picior. I-am zis că va fi o mare problemă pentru el și mi-a zâmbit și a zis că s-ar putea să nu fie așa. Și uite ce bine apără Rișović, dar și Denisa Dedu. Încă o paradă pentru Denisa și tabela înghețată mai bine de 2 minute la 2-1, bătălie costase, la fault în atac de această dată, prima decizie împotriva Rapidului în atac. Ne repliem, până la urmă pasa Radu Savević, boltă și gol pentru Sârboaică după pasa Rusoicei Dimitreva, 2-2. O jucătoare foarte eficientă, Sania Radoslavljević, 29 de ani, a jucat în Ungaria, la Vaci, până în 2021. Are peste 80 de selecții naționale a Serbiei, campioană a jocurilor mediteraneene în 2013, acum 10 ani. 8 minute, 2-2, Polman în centru, Canor, Polman, Buceschi, în continuare interdreapta, Buceschi pentru Badea, Buceschi, Polman în centru, Polman pătrunde, apără din nou Rișović și recuperează Radoslavljević. Cincea paradă pentru Sârboaica, Rișović, care este uluitoare în primele 9 minute ale întâlnirii și datorită ei este 2-2 pe tabelă, au din cauza ei, depinde cum privești. Stanko, și dată pe Dimitrieva, Varagic, intrată la 9 metri, se duce în centru, Lepoia rămâne pe pivot. Vine Radoslavljević, ușor în circulație, se întoarce în colțul său, Dimitrieva pentru Stanko. Varagic are brasă dat de la distanță, nu o face Dimitrieva, vrea să ne bage în semicercul, să dă fault în atac, 9 metri. E destul de lentă Dimitrieva, dar este o jucătoare fantastică. Aruncă pe lângă poartă de această dată de la Scholt. Rapidul în atac. Să vedem dacă Rasmussen va face o schimbare în interul dreapta. Acolo sunt toate privirile. Joacă în continuare Eliza Buceschi. Poate evolua și Fraga Fernandez. Acum o stase angajată, faultată de Liepoia. Va fi aruncare de la 9 metri. Eliminare de 2 minute pentru Natasha Liepoia, viitoarea jucătoare de la SCM Râmnicu Vâlcea. Foarte bine s-a zbătut Lorena Ostase și l-a atenționat cu aceste mișcări pe arbitre că este busculată și avem om în plus pentru prima oară în meci, minutul 10, 2-2. Spuneam că și Fraga poate juca inter dreapta, deși este centru, dar bineînțeles o are și pe Azenai de Carlos, inter dreapta de specialitate, de mână stângă. Eliza are culoare împinsă, da, împinsă, 7 metri pe această fază și cu eliminare. Iar pe Daria Dmitrieva se ia cu mâinile de cap Dragan Alcic și rămâne minute în șir în această poziție a suferinței. Avantaj de 2 oameni pentru Rapid. Sorina Grozav intră pentru prima oară pe teren pentru a executa aruncarea de la 7 metri. Sus lui Rișović, sus, e un portar scun, gol marcat de Sorina Târcă cu podeaua. 3-2 pentru Rapid. La marginea terenului bate Cuba cu toată banca de rezerve Sorina Târcă Grozav, care în continuare nu este 100% la umărul drept, însă încearcă să-și ajute echipa cât de mult poate. A scos Azici portarul și tot în inferioritate este pentru că are două eliminate. Stanko, a intrat Rosia cu numărul 66. Stanko, foarte bine, aglomerăm pe acea zonă la Varagici, 9 metri. Trebuie să scoate mingea foarte repede, să le împingem către amenințare de joc pasiv pe jucătoarele lui Krim. Foarte bine s-a apărat Fraga. Stanko, au culoar în dreapta. Mult pe lângă Varagici, cred că s-a speriat că are șansă să o dea pe poartă, dar cam atât. N-are nici procedeu Alia Varagici. Acum Rapidul trebuie să marcheze repede. Polman, Polman pentru Buceschi. Era liberă Badea, dar nu primește. Buceschi întoarce pentru Polman. Polman în centru, pe lângă poartă. Incredibil. Ce ratare. Da, Alexandra Badea nu mai are curaj să atace poarta după ce a ratat prima aruncare în urmă cu vreo 5 minute și acum Stefana Polman n-a văzut bine poarta, altfel nu se explică cum a ratat această acțiune. Stanko, Rosiak, apărăm mai avansată la 9 metri. Stanko, Rosiak, poloneza a pivotat și a băgat-o în colț pe Radoslavljević.
puțin temătoare jucătoarele Rapidului. Încă 10 secunde de superioritate. Hai, din poartă în poartă! Peste, pe lângă. Trei ratări incredibile are Rapidului. Kim Rasmussen și el disperat pentru această nouă aruncare aiurea. 7 metri această ratare și cea de mai devreme a lui Polman. Incredibil. Trei faze clare de gol. Însă este timp pentru un rezultat pozitiv. A intrat Dimitriva, Stanco, Varagiș Fentă. Aproape să facă pași. Stanco și ne mai scoate Denisa. Fraga. Meciul Manor. Portarilor până acum. Gutierrez plutește și o dă la Păianjen. În sfârșit 4-2 pentru Rapid. În minutul 13, după ce campionul nostru a ratat 3 faze uluitoare, sperăm că de acum încolo vor fi cel puțin 3 faze legate pentru Rapid și să ne mai liniștim puțin. Ce mână sigură Jennifer Gutierrez, viitoarea jucătoare a CSM-ului. Apropo de asta, multe jucătoare de la CSM sunt în sala polivalentă. Le-am văzut pe Omoreghe, pe Ramusovici, care a lucrat cu Dragan Agic. Plicovac, de asemenea. Aici, da? Sunt împreună, Plicovac cu Ramusovici. Gol marcat de Varagic acum. A intrat Carlos Azenaide în Inter dreapta. Multe ratări pentru ea în meciul tur. Poate și-a revenit. Bo, ce braț Dimitrieva. Era totuși cu spatele și tot a reușit să lovească acea minge. A văzut-o coadă ochiului. Fabulos reflexul Rusoicei. 27 de ani pentru ea, vicecampioană olimpică 2020, campion olimpic 2016, vicecampioană europeană, campioană europeană de tineret și vicecampioană mondială de tineret. O jucătoare remarcabilă care a plecat din Rusia, de la CSKA, după ce cluburile din Rusia au fost excluse din cupele europene. Peste poarta Radu Savović, foarte bine, da, Denisa iese la extremul și forțează să dea aiurea. Acis Alecușanu și Sorin Dinu, vicepreședintele Federației și unul dintre marii handbalisti ale României acolo, care este membru în bordul Comitetului Executiv al Federației Internaționale. Multe personalități sunt în sala polivalentă pentru acest derby. A intrat și Casoma, aici acum pentru Carlos. Împinsă, o dă în colțul 1 din faul, corect, 9 metri. 51 de, goluri a marcat în Liga Campionilor Azenaide Carlos, dar pentru fosta sa echipă Castamonu, ea s-a transferat, a revenit la Rapid, dar are drept de joc odată cu această dublă împotriva lui Crim. Iată-o pe Buceschi acum. Azenaide Carlos, mai departe, Canor a încercat pentru Casoma, pasă greșită. A avut curaj Canor să se înalțe, să arunce, a vrut să joace cu pivotul și n-a ieșit acțiunea. Stanco pasă pe partea opusă, mult prea tare pentru Radicevici, obișnuită în colțul acela, deoarece a jucat două sezoane și la CSM București. Și-a mai jucat împotriva CSM-ului la începutul Ligii Campionilor. Crim a fost învins aici cu 30-28 de CSM București. Dar foarte multe greșeli, un meci cu foarte multe greșeli de ambele părți. A fost primul meci al sezonului. Atunci da, acea întâlnire și n-a jucat deloc un Crim. Dar acest meci, cel pe care îl urmărim acum, foarte multe greșeli. Casoma se bate și ea în apărare. Se lovește cu Varagic, intervin arbitrele. 9 metri. Cea mai bună jucătoare a campionatelor Africii în 2018, Albertina Casoma. Amponată pe braț Eliza, această acțiune către Liepoia. E clar unde ajunge Dragan Azi, se învață și apărare. A învățat pe cele de la Budușnost, câștigat Champions League de două ori, adevărat, avea și super valoare acolo. L-a învățat și pe cele de la Crim acum și iată, speră și slovenele să redevine ce au fost. De două ori câștigătoare ale Ligii Campionilor. Au 27 de titluri naționale, adevărat, am văzut slab în Slovenia. Canor. Carlos, în sfârșit, o aruncare de Inter, adevărat, 5-3.
Zenaide Carlos are 32 de ani, spuneam, a venit de la Castamonu. A participat la foarte multe turnee finale cu naționala Angolei, a învins chiar și România la Jocurile Olimpice din 2016, acel meci 23-19 și ea și Casoma au dat câte două goluri. Cea mai bună a fost Isabel Guialo, cea care s-a pregătit cu Rapid, dar n-a rămas la campioana României în vara trecută. Varagici pe lângă poartă, ducem faza a doua, dar s-au repliat adversarele. Carlos, Eliza, din nou Carlos, Fentă, Casoma cu brațul ridicat, împinsă de Varagici, preluată de Liepoia acum. Un pic mai mult dinamică în atac are nevoie echipa Rapidului în condițiile în care, spuneam, a terminat destul de rău din acest punct de vedere meciul dur. Carlos pentru Canor, se nață în sfârșit un gol super pentru Orlan Canor. Și dacă vor da drumul la braț cei doi interi ai Rapidului, clar Rapidul poate să-și îndeplinească visul, să ajungă între primele 8 ale Europei. Dimitreva, aici e o fentă și a dat capul pe spate din contact cu Casoma și vine eliminarea și la noi. Da, mult prea ușor acordată această eliminare. Puține goluri, doar 9 în 17 minute. Acum primul moment greu al Rapidului, dar e bine că Rapidul conduce cu 3 goluri și Crin este echipa sub presiune în acest moment. Stanco ia acțiunea pe cont propriu, o depășire și reușește să o învingă cu o aruncare înșelătoare pe Denisa Șandru. 2 goluri. Doamne, se dea 7 metri, erau pregătite arbitrele să fluieră la acea pătrundere și canată. Aruncare, însă a reușit să fructifice Stanco, care a fost un sezon și pe la MES, însă nu s-a acomodat la rigorile handbalului cerut de Manuel Maionat. MES, calificat de în sferturi, va juca cu Ferencvaros. Ferencvaros care a trecut de Budușnos, ați văzut, e returul la Digisport. Odense a trecut de Storhamăr și sunt liniștite din nou acum apărătoare lui Dragan Azic. Polman. Oh, minge pe gâtul lui Canor, din nou Polman. Polman pasă printre picior, da, 9 metri. E amenințare de joc pasiv, trebuie să grăbim această fază de atac. Aruncare de la 9 metri, Ostase, Canor poate arunca la poartă, poate un dublu paravan cu Polman acolo ar ajuta-o pe Canor să se elibereze. I-a dat peste mână Dmitrieva, Polman, gol! Fabuloasă olandeza, dar rămâne căzută. Cred că era și o lovitură PNV în partea adversarelor. Catapulta mingea la Păianjen. Iese Rapidul dintr-o situație destul de tensionată cu un gol fantastic marcat de Stavana Polman, care se simte din ce în ce mai bine, știi? Spunea Bogdan Vasiliu când Eliza Buceschi a semnat prelungirea că inima Rapidului va continua să bată, spunând că Eliza adună această echipă în jurul ei. Ei bine, Polman poate fi mintea Rapidului, așa cum Canor poate fi forța Rapidului. Dimitreva pătrunde printre trei adversare și ușor scoasă de pe traiectorie, tot înscrie Rusoaica. Spuneam, cea mai bună handbalistă pe postul său. Lejer este în top 3 acolo, alături normal de Stine Ovdedal. Să ne uităm pe Henny Reistad, care joacă și în centru și Inter. Probabil o vom vedea meciul dintre CSM și Esbjerg, pentru că Esbjerg nu are cum să se încurce de Brest. Deci am vins-o și în prima partidă. Carlos, luat în primire imediat de Liepoia. Agresive, foarte agresive la limita regulamentului. Însă riscă slovenele cât pot. Da, primele sferturi în Liga Campionilor sunt Odense Gheorghe și Ferencvaros Mes. Ultimele 10 minute din prima repriză. Canor a aruncat foarte puțin la poartă. Carlos! Gol! Nici o șansă pentru Rișović la aruncări de la distanță ale interilor noștri și tinde să devină constant diferența de plus 3. Prima repriză 8-5 acum. Polman și Carlos joacă fantastic. Buceschi n-a fost folosită pe postul său decât foarte puțin, cel de centru. Atenție acum, era o gaură acolo.
între apărătorii noștri, dar a strâns foarte bine Gutierrez. Iată pe Lazović, fosta jucătoare de la CSM. Lazović, doi pivoți pentru slovene. Stanko așteaptă pe Dimitreva și ce să mai facă, și ea ratează din când în când pentru că a obosit. Singură a riscat pentru că cealaltă colege n-au avut pe să arunce și Rusoaica n-a mai nimerit poarta. Parcă a aruncat mingea de oi în așa, dacă n-ar fi fost plasa din spate, cine știe, ar fi găurit pereții prin polivalentă. Și Rapid poate să meargă prima oară în întâlnirea la plus 4, dacă fructifică acest poițional în urarele fanilor care sunt fabuloși. A intrat și spunea Târcă grozav în Inter, stânga, scapă mingea, n-a fost atent la această depășire. Atunci când te gândești la continuarea fazei, dar din păcate scapă mingea, așa cum i-a scăpat și Iovanka Radicevic. A pupat-o pe Polman Iovanka Radicevic și timeout pe care îl cere Agici. Momente surprinse extraordinar de colegii noștri din CAR. Iată și galeria Rapidul este timeout pe care l-a cerut Dragan Agici, aproape să greșească Radicevic, așa cum a făcut-o mai devreme Sorina Grozav. Ok, samo smirimo se, idemo dalje. Znači, nemamo u fazi nikog napada, ništa novo. Samo kad nismo odlučni, onda dobijamo gol. Kad nismo fokusirani, dajte svoj zadnji atom snage, poštujte, živa lopta, jedan jugo, od 18 ispoštovani. Ok, u napad, Aleks ide umjesto Tjaše. 4 plus 2 na glavu, ideš ovdje da napadneš na ovoj strani, ovaj Daša, ok? Pas, idemo do kraja. Ako ti zavuče, onda ide lopta za Barbi posto. Ok? On the second cross, push here a little bit. Ivalke ide umjesto Nači. Ajmo, ajmo, jelu, jelu, jelu. Să spunem, Costi, nu știu dacă am spus, eu cred că ai spus, dacă meciul se termină cu victoria Rapidului la 5 goluri, acesta este cel mai frumos gol al meciului, marcat de Stavana Polman, atunci calificarea se va decide în urma aruncărilor de la 7 metri. Bordul EHF vine întotdeauna cu inovații, la un an, maxim 2, după ce se aplică aceste reguli în fotbal. Acestea sunt inovațiile. Câteodată nimeni nu știe când se schimbă, pentru că nu sunt anunțate foarte ferm. În fine, cert este că vom avea 7 metri dacă Rapidul bate la 5 goluri. Sperăm să o facă la 6 până la urmă, să nu mai avem emoții. E bine și la 5 să se califice. Normal, la 7 metri, da. Vă dați seama ce tensiune irrespirabilă ar fi în polivalentă, dar e bine și așa, pentru că se creează amintiri de neuitat. Dimitreva, pătrunde extraordinară, cum a slalomat această mare, mare jucătoare, este imens. Polman, grozav, Polman, Carlos, își face loc, încearcă să o angajeze pe Casoma, faultată, da. N-au ajuns multe nici la Casoma, nici la Ostase, nu joacă Rapidul excepțional cu pivotul. Apropo de aruncările de la 7 metri, să-i liniștim pe fanii Rapidului, Dugancici nu va executa dacă se va ajunge acolo. Azenai de Carlos, Polman, Polman, vine la încruci și are grozav. Carlos, Carlos, ba da! Hrișovic apără. Da, nu avem extremă în dreapta, păcat acum, să vedem dacă, da, se dezechipează Lopez, este a doua aruncare pentru Alessandra. Chiar a treia, am mai avut și alte oportunități, dar n-am mai avut topeu să dea la poartă. Gutierrez, Gutierrez a executat, a avut un procedeu foarte corect, i-a aruncat sus peste braț lui Hrișovic. Lazović, Dimitreva, Lazović, joacă din nou la Dimitreva, Radicevic, nu pleacă din extremă pe care a dus de partea opusă foarte bine, ca Soma întinde mâna și deviază mingea pentru Denisa. Lui Casoma trebuie să-i vină un pic mai bine pasele, fix cumva, pentru că ea se descurcă pe spații mici, e o jucătoare masivă care își impune forța, dar nu trebuie să alerge ea după mingi. Grozav, Carlos, pentru Casoma, din nou în spate, din nou în spate, Clemencici a fost.
Da, a venit mingea în spate lui Krmecic, care nici n-a văzut acțiunea lui Carlos, deoarece ținea pivotul. Greu jocul cu pivotul. Trebuie să schimbe ceva Achim Rasmussen, măcar după pauză. Apărarea Krimului este remarcabilă pe zona centrală. Lopez se încălzește în continuare. Nu văd pe Ainhoa Hernández dezechipată. Ar fi a treia opțiune de pivot pentru Kim Rasmussen. Rosiak. Klemenčić bâlbâie această minge și până la urmă este atacul Rapidului. Minge câștigată în apărare de fetele în Vișiniu. Din tampon aruncă Sorina la această acțiune. 9 metri despre Sorina. Cât de firavă este față de Dimitrieva, față de Klemenčić. Greu la acest nivel să te bați cu astfel de handbaliste. Tasoma. Carlos. Polman. Atacă zona centrală și înscrie din faul spre disperarea lui Lazović. Victima a fost Lazović pentru că n-a fost dublată. Solaș 1-1 cu Polman, este 3 sferturi gol. Da, s-a insinuat acolo Polman extraordinar și a înscris din plonjon, un procedeu marca înregistrată pentru campioana mondială Dimitrieva. Lazović vine Radicević pe culoar. Zici că nu joacă nimic, dar când o face înscrie Radicević, are un gol din 7 metri și acesta din acțiune. 9-7, minutul 26. Grozav. Polman scoate în spate la extremă. Orjoș. Carlos, a intrat și Lopez în dreapta. Extraordinară acțiunea Sorinei Tăria Grozav. O inteligență nativă, o inteligență moștenită la mama sa, fosta mare handbalistă a României, Maria Târcă, jucătoarea cu cele mai multe goluri în echipa națională. Iar primul gol pentru Sorina, 10-7. Iar această alăturare dintre Sorina Grozav și Kasoma nu este deloc întâmplătoare, pentru că Albertina Kasoma îi poate face culoare și de pătrundere, dar și paravan pentru aruncările de la distanță ale Sorinei Târcă. Am văzut-o pe Sorina cu buza umflată, o accidentare probabil de mai devreme din meci. Din nou Rapid are șansă să ducă la plus 4. Mai sunt 3 minute jumătate din prima repriză. Returul play-off-ului pentru sferturile Ligii Campionilor. Cine bate dă peste viperele Europei. Aruncă Zenaide peste. Da, poate că i-a lipsit jocul de înaltă performanță de la Rapid în perioada în care a fost plecată la Castamonu. Acolo probabil că era liberă să facă ce vrea. Aici trebuie să fie puțin mai atentă și să arunce din situațiile care îi sunt pregătite, nu din unele pe care le inventează câteodată, cum a fost mai devreme. Rosiak bate pe două picioare, creează culoar. Foarte bine Kasoma în apărare. Un mare câștig pentru Rapid, cel puțin în apărare vedem în acest meci. Lepoia dă drumul la joc cu 9 metri. Radicević. Lazović. Pasa la pivot, scapă mingea, Corcioș recuperează, o are pe Fraga mai în față, joacă pe dreapta pentru Lopez, accelerează și gol Rapid! Prima reușită pe contră pentru campioana României, publicul înderit de la plus 4, 11-7. Publicul apreciază golul marcat Rapid, de Rapid. Parcă e mai frumos un gol pe contraatac decât un atac pozițional chinuit. Dar ce e important, Rapidul are 4 goluri în față și la general mai are unul de recuperat. Iar Krim este în degringoladă, o degringoladă forțată de apărarea Rapidului, care presează din ce în ce mai mult. Putem egala situația la general. Polman pătrunde, Carlos nu poate arunca, continuă cu Grozav, eliminare de 2 minute. Până la urmă, Liepoia a doua eliminare de 2 minute. E bine, om de bază în echipa lui Dragan Azic. Azic știe că a greșit jucătoarea sa și nu mai protestează. Râdea pagubă Liepoia.
mai puțin de 2 minute din prima repriză, care tinde să fie în top pentru Rapid în acest sezon, după meciul extraordinar cu Dior, Mes și Esber pe teren propriu. Rapid neînvinsă pe teren propriu în această ediție. Polman are Eliza Culoar, Lopez nu a atacat zona. Polman, gol din nou Polman, cea mai sigură jucătoare a giuleștencelor. Plus 5 pentru Rapid. Dacă n-am vorbit de o campioană mondială și de cea mai bună jucătoare a mondialului din 2019, am spune despre Polman că face meciul vieții. Jumătate din golurile Rapidului marcate de Polman în acest moment. Este egalitate la general cu un minut până la pauză. Câte meciuri între acestea a făcut Polman în cariera sa și nu le-am văzut noi. Da. Super clasă are, a felicitat-o și Kim Rasmusson. Boltă, nu-i nimic. Mai înscriu și ele. Pe de altă parte, m-am gândit atunci când am văzut alăturarea dintre Rapid și Krim în această fază a competiției la meciul pe care Rapidul a făcut împotriva lui Budușnos. Boiana Popovici și jucătoarele lui Budușnos au aplaudat și galeria și jucătoarele după ce au fost învinse clar de rapidiste. Time-out, tocmai acum când aveam și noi mingea la extremă pentru aruncare. Kim Rasmusson, normal, a pus cartonașul să explice o fază de gol. Și m-am gândit că Rapidul a câștigat la diferența acel meci cu Budușnos. Sigur, au fost 10. Da, au fost victorii mai importante cu Ghior, cu Esbier, dar diferența contează acum. Cu Zagreb la 5 goluri, cu Astamonul la 6, cu Budușnos la 10, cu Ghior la 3, cu Storhammer la 2 și cu Esbjerg la 2. Dar interesant, Sever de Krim, cum a pierdut deplasare, 2 goluri cu CSM, 7 la BT Hai, 11 la Ferencváros și 5 la Vipers, deci poate fi bătut. Mă gândeam la faptul că Rapid n-a făcut neapărat, cum să spun, meciuri convingătoare acasă cu echipe slabe. Rapidul s-a depășit și a depășit poate potențialul sau și l-a egalat. A jucat la adevărata valoare meciurile foarte tari. Cu Ghior, cu Mes când a revenit de la 6 la pauză sau cu Esbjerg la Mioveni. Hai să vedem acum. Încă un gol până la pauză. Grozav, Corșoș. Grozav, Polman, Corșoș și apără Rișovici. Și de această dată 20 de secunde până la finalul primei reprize. Avem grijă în apărare. Intră Lazovici, ducă atacul până în finalul reprizei. Stanko, ce pași. Da. Mai avem timp, încă 5 secunde, trebuie să ne grăbim acum. Polman, Bucevski, hai Bucevski! A aruncat cu efect, da, colțul lung și mingea s-a dus pe lângă. 30 de minute extraordinare făcute până la urmă de Rapid și pe alături de Krim. 4 goluri a recuperat campioana noastră din pasivul de 5 care a venit de la Ljubljana și mai are o repriză pentru a se califica în sferturi. Dăm acum legătura studioului știrilor. La revedere! Din nou în sala polivalentă, suntem la jumătatea drumului calificării Rapidului în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, pentru că Rapidul, din 5 goluri cu câte a pierdut meciul tur, conduce cu 4 în acest moment pe Krim Ljubljana. Așadar, mai are nevoie de 2 goluri pentru a fi sigură de duelul cu Vipers Kristiansand în sferturile de finală. Între timp, am aflat adversara CSM-ului în sferturile de finală, nimic neobișnuit. Esbjerg va da piept cu CSM București pentru calificarea în Final Four, pentru că discutăm deja la alt nivel și sperăm că vom ajunge să discutăm și despre Rapid pentru o calificare în Final Four-ul Ligii Campionilor în dubla cu Vipers. Dar până atunci mai trebuie o repriză. Rapidul a jucat bine, sigur. A fost un meci cu foarte multe ratări și foarte multe greșeli.
de o parte și de alta, dar până la urmă, având-o pe Polman într-o formă extraordinară, Rapidul, iată, face diferența de 4 goluri. Începe în apărare, repriza a doua. Stanko Dimitreva, Lazović la 9 metri, Radosavević, Clemencic și Radicević și ne mai scoate Denisa Bebușandru, care a fost extraordinară și în prima repriză, după ce Rișević, săriboaica lui Crim, a cam amuțit de câteva ori în prima parte. Jucătoarele noastre au reușit să o învingă pe sârboaica lui Crim și am avut și plus 5 în prima repriză. N-am mai zis nimic de portar, pentru că la un asemenea scor e clar că portarii s-au descurcat minunat. 12-8, doar 8 goluri primite de Rapid. Ce bine s-a apărat echipa lui Crim. L-a spus, gol! Marcat de Canor! Din nou 5 goluri pentru Rapid. Trage de aia jucătoarea Rapidului și ajunge în apărare Lazović. Dimitreva, musculată ușor de Eliza, cât de mult a crescut și jocul Elizei în defensivă. Nici ea nu este 100% din punct de vedere fizic, pentru că vine după o accentare la șold, însă trage și ea ca să-și ajute echipa Perianu la un nivel ridicat în apărare, de când a venit și Kim Rasmussen și a dat încredere. Oh! Faultat aici, Dimitreva scoate un 7 metri în duelul cu Lorena Ostase. Astea sunt ruperile de ritm cu care Dimitrieva își domină adversarele. Iată cât de ușor a pătruns printre Ostase și Buceschi. Aruncare de la 7 metri, schimbare de portari. Intră croata Ivana Capitanović pentru prima oară în poarta Rapidului. Radicević are galeria Rapidului în spate, care încearcă să o intimideze. Radicević, bară! Rar ori se întâmplă parada galeriei, da, golgheterei din Liga Campionilor, Vanka Radicević, să nu o dea în poartă. A nimerit poarta, dar doar în bară. Poate să mai facă de câteva ori acest lucru. Capitanović, mulțumită că n-a primit gol, iese acum la schimbare. 86 de goluri a dat Radicević în acest sezon de Liga Campionilor. Așa cum spuneai și tu, este recordman a marcatoarelor din istoria Ligii Campionilor. Peste 1060 de goluri. Gol! Canor! Al doilea rând, da, pentru campioana României. 6 goluri pentru Rapid în debutul reprizei secunde și acum este nevoie de constanță, este nevoie de încredere, este nevoie de mult calm și de o viziune a jocului alături de fani. Rapidul, ca de obicei, joacă cu oameni în plus, nu mai este cu un om în plus, pentru că are o galerie uluitoare, toată sala. Este pentru prima oară când Rapidul este în sferturile Ligii Campionilor. La acest rezultat e sigură de prezența între primele 8 echipe din Europa. Trebuie să continue la fel Rapidul. A început bine repriza a doua. Lazović, pasă riscantă. Stanko pentru Radosavljević, care marchează ca un metronom această jucătoare din extrema stângă. I-a creat faza acolo Stanko, care a scăpat de o adversare și a avut omul în plus în duelul cu ultima noastră apărătoare, acolo Bada, 1-2, Canor. Aruncă din fault, a fost lovit de Sveti, numărul 99 de la Slovene. Nu trebuie să își asume întreaga responsabilitate Orlan Canor, a dat 2 goluri, nu trebuie să se simtă obligată să arunce la fiecare fază. Trebuie să joace cât se poate de cerebral Rapidul. Și având-o pe Polman acolo, nu mă gândesc că așa se va întâmpla până la final. Am mare încredere în Stavana Polman. Canor, Polman, atacă pe culoar, aruncă din faul, merge și o eliminare aici. Din nou de pământ la rupere cu olandeza noastră. Se poate fi roșu. Cele două surori, cred că Tolie Poi a fost cea care a rupt-o între ghilimele pe Stefana Polman. Ghilimele, ghilimele, dar Stefana se resimte și este eliminată până la urmă. Noarul lor este vorba de Zabiec, cea care spunea că vor face față presiunii de la București. E ca un robot Zabiec, iată, e bandajată peste tot. Parcă au scos-o din spital, Costi, și au adus-o pe terenul de fotbal. Cât de dur e handbalul.
pe Janusevic, un antrejucător Rapidului care face parte din lot, are treabă medicul Iuleștencelor Florin Oancea. Iată, probleme la brațul stâng, la brațul drept, Bogdan Vasiliu, parcă nu mai are putere să se uite pe teren și se concentrează și el, pentru că a fost singur din clubul Rapidist, care a spus la început sezonul că echipa sa are ca obiectiv să meargă în Final Four-ul de la Budapesta. Și el a avut tăria să schimbe pe Carlos River, după ce Rapidul a pierdut și cu CSM în Cupa României. Da, pe de altă parte i-a ieșit odată pe când era șeful CSM-ului. A câștigat Liga Campionilor la debutul în competiție în 2016, în tandem cu Kim Rasmussen, să nu uităm acest aspect. Polman, Ostase, Eliza, acum batea, încă o dată nu putem să înscriem Badea din extrema, a treia ratare pentru Alexandra Badea, parcă este hipnotizată de Rișovici. Se pregătește din nou Lopez. Da, în continuare, în ceea ce privește pivotul, niciun semn că Ainhoa Hernandez ar pregăti să intre. Pivotul preferat al lui Carlos Viver, de exemplu, pe când antrena Rapidul. Lazovici, bine a ieșit Eliza la Stampo. Au schimbat cu extrema să le intre portarul. Pe emoții pe echipurile suporterilor români. Amenințare de joc pasiv, Dmitrieva ia acțiunea pe cont propriu, este faultată, 9 metri, mai o pasă maxim două slovenele. Două pase, Lepoia, pentru Dimitrieva, Stanko, dă de la distanță, a dat-o, a șters pe Ianjenii, incredibilă această traiectorie. 14-10, trebuie să dăm și noi gol. Pasă la pivot, în sfârșit Ostase, jucăm și noi cu cea mai avansată jucătoare la 6 metri. E primul gol al pivotului Rapidului de când a început meciul. Indiferent că a jucat Ostase la început, apoi Casoma. Încă 5 secunde, omul plus pentru Rapid, ar consuma și acestea și... Va juca 7-6. Lepoia primă mingea pentru Lazovici. Stanko a căzut Lepoia în duel cu Gabi Perian. Nu va fi eliminare la Gabi Perian. A speculat Stanko în momentul când a văzut că o atacă Perianu cu brațele sus, s-a prăbușit foarte ușor. Deci asta a fost a doua intervenție a Gabrielei Perianu. A primit eliminare pentru cea de mai devreme. Încurajată de Polman și de secundul lui Kim Rasmussen pe Rudegar Dolsen. Lazovic, Dimitrieva, Lepoia, Stanko, începe acțiunea, împară și mingea pentru noi. Am avut și noi noroc exact când aveam nevoie la 1 minus. Centenarul Rapidului, văzut tricourile, are anunță marea sărbătoare din vară, Giulești, 1923-2023. Echipa poporului, așa cum era denumită cupa de fotbal din Giulești, în secolul trecut. Buceschi, Canor, împinsă Polman, a băgat în prepasiv, extraordinară Polman, aruncă de la șold, din orice poziție, tot ce dă se duce în poartă, 16-10. Cumva cea mai ușoară acțiune, Polman a ratat-o în prima repriză, când a fost singur în centru și a dat pe lângă poartă. Atac succesiv, gol marcat de Radu Sablevici. La mână sigură Radu Sablevici, dar e adevărat, la om în plus, a jucat cam repede. Cel de la Crim cu extrema. A ieșit Denisa, a lăsat Momeală colțul scurt, dar tot a fructificat adversara sa. 30 de secunde de inferioritate pentru Rapidist de Polman. Canor în centru. Buceschi interdreapta, Polman, Canor. Minge ajunge din nou la Buceschi, Polman, Canor.
Canor încearcă depășirea. Polman are culoar. Polman nu poate pătrunde. Continuă cu Gutierrez. Canor se eliberează. Aruncă în Rișoviș. Faultată Canor. 9 metri. Intră în 3 secunde. Poate să rămână Denis Adedu în poartă, pentru că a expirat eliminarea. Polman pentru Canor, l-au băgat între pasiv, mai avem 3 pase, aruncă pe întors extraordinar și din fault, aproape să dea cu capul din nou de plața de joc. Orlan Canor o învinge pe Rișovici, 17-11. Pași pe care îi face Stanco. Apără cu șoldul aici Denisa și publicul explodează din nou, pentru că avem diferență de calificare și atacul putem să mări. Polman aruncă prea repede la poartă, mingea pentru ele. Ar nu-i nimic la cât de bine joacă Polman, mai are și astfel de momente, nu poate să scrie tot timpul. Da, e momentul pe care probabil că Polman îl simte din teren, că Rapidul trebuie să forțeze acum pentru a încărca poarta lui Crim și pentru a, cum să spun, a stopa eventuale căderi pe final. Dimitrieva blocată, aruncă în fața Gabrielei Perianu, care iese ca o eroină de la marginea terenului, pasă pe recuperare, roșia, Bolt, gol. Canor greșit aici și cere scuze colegilor. Da, nici Lopez nu s-a informat, n-a văzut că are o jucătoare care vine lansată pentru a recupera. Poloneza Rosiak a reușit să înscrie. 17-12, din nou suntem la egalitate la general. Încă 20 de minute din meci, în atac Rapidul. Polman, Buceschi, se apără avansată slovenele. Buceschi, faultată de Rosiak, aruncare de la 9 metri. Da, foarte bine a sezizat Eliza Buceschi. La această apărare avansată trebuie să încercăm acțiunile 1-1, pentru că avem jucătoare mai tehnice. Apărătoarele sunt victime atunci când combinăm atât de bine și de rapid. Gol marcat de Polman. Fază de PlayStation pentru campioana României, cu pătrunderea inteligentă ca de obicei pentru Estevana Polman. S-a creat gaură acolo și datorită jocului bun pe deplasare al pivotului și datorită apărării slabe a lui Crim. Gol marcat acum de Dmitrieva. De repede au fructificat. Aoleu! Lorena împinsă aici, s-a lovit cu Zabiec, care vine la sacrificiu. Nu degeaba este bandajată peste tot. Zabiec! Lopez mai blochează odată Rișovic. Ratăm mult prea mult din situații clare. Varagici. Dimitrieva. La Karadicevici în circulație. Varagici luată în primire și ținută de Gutierrez. Dimitrieva. Roșia. Fent are culoare și îmi scrie parcă prea ușor. 18-14 de la plus 6 rapid. Polman. Canor, Polman, jucăm la extremă, Gutierrez putește și fructifică printre picioarele portarului. 19-14, minutul 42, returul preful pentru sferturi. Acoperiți din toate punctele de vedere suporterii sloveni, care s-au făcut auziți doar la încălzire. Oh! Gol cu pivotul, bine s-a descurcat Lepoia. 19-15, Polman. A început să face foarte tare. Lupte cor la corp ale slovenelor. Rosia, care a intrat tare în Eliza. Polman. Ostase. Eliza, din nou Polman, Sorina Grozav în stânga, Polman, fault în atac, s-a văzut, umăr în pieptul adversarei.
Trebuie să stopăm aceste greșeli. Un moment mai slab al Rapidului, care a excelat de la începutul reprizei a doua. A dus de două ori diferența în meci la 6 goluri, diferență de calificare. Acum sunt 4. Dimitrieva, Varagici, Dimitrieva, Rosiac, o linie de 9 metri foarte, foarte înaltă are Klim în acest moment. Iată pe Rosiac, aruncă cu podeaua și o păcălește pe Denisa Dedușandru. Nici nu s-a văzut mingea cum a dat-o printre apărătoarele noastre. Polman, trebuie să mai ia cineva presiunea de pe umerii lui Polman, pentru că prea încearcă olandeza să facă tot și nu că n-ar putea, dar tamponează mereu adversarele. Între Casoma în pivot. Nu poate fi Eliza aceea care acționează mai greu din interul dreapta. Groza va aruncă pe centrul porții și apără din nou Rișović. Atenție, trebuie să ne apărăm. Am făcut schimbările bine. Iese la intercepție Gutierrez pentru a stopa atacul slovenelor. Rosiac, Dimitrieva, Varagić. În dreapta, în extrem, așteaptă Radicević, puțin folosită de Krim în această partidă. Varagić, Rosiac în centru, devine din ce în ce mai periculoasă. Este o jucătoare de 25 de ani care a jucat la Besançon în Franța. Are experiență, are valoare. Dimitrieva încearcă o depășire, 7 metri. A băgat apărarea Rapidului în semicer. Două jucătoare se apărau în semicer. Înseamnă valoarea individuală pentru Dimitrieva, care și-a scos echipa de nenumărate ori. Tehnica sa ireproșabilă. Intră Capitanović în poarta Rapidului. Ceva mai devreme Radicević a ratat aruncarea de la 7 metri. Sperăm că o va face și Stanco. Cu ochii la galerie va arunca Tiasa Stanco. Apără Capitanović! Da. Asta a spus Gabi Borodi, antrenor de portari. Se și Denis Ișandru, da, să ridice brațele acolo, sta pe loc. Grozav. Aproape de intercepție, fraga! Aruncă din fault, e cu eliminare aici, normal. E cu eliminare, dar cu avantaj și mingea rămâne în atac la Krim. Da, a fost ținută de tricou Fraga Fernandez. Nu se dă însă aruncare de la 7 metri, ci doar eliminarea. S-a considerat că Fraga Fernandez a avut brațul liber și mijloacele de a poziționa corect aruncarea. Jumătate de decizie pentru Rapid până aici. E greu dacă te trage cineva de tricou să zici am mâna liberă și pot să dau la poartă. În fine, nu contează. Cred că și în partea cealaltă s-ar fi dat aceeași decizie. Încă 15 minute din partidă. Rapid la jumătatea diferenței de care are nevoie pentru a urca în sfertul. Rosia bate să nu facă pași. Apără Capitanović. Mingea pentru Rapid. Și asta e o minge pentru Rapid, pentru că a fost fix la latitudinea arbitrului, dacă mingea s-a dus în aut lateral sau în aut de poartă. Așa au considerat surorile Marta și Vania sa din Portugalia. Polman, atac important al Rapidului. Polman, Canor pentru Casoma! Gol! Primul său gol! Angajare bună din partea lui Canor. Parcă s-a speriat ușor. Casoma a prins din două încercări mingea și a fructificat mămica olandeză revenită pe terenul de handbal după ce a născut. Rosiac, Clemencici, Varagić, Dimitrieva neobosită, Varagić, aglomeră pe zona sa, Rosiac, Dimitrieva între pasiviele, a doua pasă, Varagić, bate pe două picioare, ce aruncare din handbalul masculin, arată Rosiac, n-a putut Capitanović să devieze din spagat. Da, mult mai eficient Rosiac de când a intrat în locul Tiasei Stanco. 3 goluri. În continuare superioritate pentru Rapid. Fraga Fernandez încearcă o depășire, aruncare de la 9 metri.
Rosia cu Tilă și în apărare. Se descurcă admirabil poloneza. E timeout pe care îl cere Kim Rasmussen. That means they are also getting the 2 minute suspensions. So we need to speed up also with the passing, okay? Girls, the energy is still only 3 goals. The energy in defense, come on! Hey, Ale, ale! Happy one with one! Va fi cu adevărat un super match live! Bucură-te de super fotbal! Superbet, go super! Ușor de zis, greu de făcut să accelerăm atacurile și să le punem sub presiune pe cele de la Crim pentru a primi eliminări de 2 minute. Nimic rău în asta, dacă e să mă întreb pe mine, dar trebuie văzut pe teren cât de bine se descurcă fetele. Casoma, Fraga, grozav, Fraga, Polman, grozav, ajuns în interdreapta, Polman. Marcat de Gutierrez! Formidabil! Superbă combinația cu crucișarea Fragăi alături de Gutierrez. Extraordinară Rosia, ce repriza a doua face. 7 metri. Intră în forță poloneza prin noi. Fără o carte de vizită impresionantă, ajunsă la o vârstă de 25 de ani, nebăgată în seamă. Gol marcat acum de Radicevic. Da, mingea ieși repede din poartă, din bara de metal. 21-18, scriem și noi. Polman, Fraga, grozav. Polman, Gutierrez. Polman accelerează foarte mult olandeza, Fraga pentru Lopez. Polman se uită în stânga, aruncă extraordinar olandeza și mai înscrie o dată, trage de ea cât poate. Extenuată Stefana Polman, mamă, cum joacă Rosia, intră în Fraga, bine că n-a căzut peste ea. Pare că Rosia joacă ultimul său meci. Intră mereu la sacrificiu. Cum? Hai să dăm pe contraatac! Lopez, vine Lopez! Oh, ce ratare! Incredibil! A ghicit-o și de această dată Rișović. A ridicat piciorul stâng. Nu-i nimic. Te uiți la Rișović, zici că nu are fizic de portar, dar are reflexe și intuiție. Dispăra Kim Rasmussen, că jucătoarea asta n-a făcut o fentă pe aruncare. Rămân 4 goluri și atacul pentru Crim. Varagic. Dimitreva, Rosiac. Ah, minge blocată, e bine. O prinde Capitanović. Canor, Fraga. Canor. Gol! Pe pătrunderea Franțu Zoicei, care este și ea la alt nivel în această repriză. A văzut în tribună și pe antrenorul secund, David Ghesta, fostul asistent al lui Carlos Iver, care a rămas și în stafful tehnic al lui Kim Rasmussen și îl cam trec apele pe Draga Nazic la plus 5 pentru Rapid. Dar și pe noi. Și pe suporteri. Din nou egalitate între cele două echipe cu 10 minute înainte de finalul jocului sau finalul timpului regulamentar. Varagic, Rosiac. Pasă greșită către Iovan Karadicevic. Naut, Rosiac n-a mai avut tupeu să arunce. A încercat o pasă. Polman, Panor. Se oprește Polman. Ies două jucătoare la schimbare, Lopez și Orlan Canor. Azenaide Carlos și Sorina Cruzav intră în atacul Rapidului. Azenaide trimis în extrema dreaptă.
o nouă strategie, da? Veselița lui Rasmussen, pentru că Badea n-a mers când a fost pe teren. Fraga. Au, din fault, clar aici. 9 metri. Da, joacă la limita regulamentului în continuare. Lepoia se joacă cu focul prin tamponele sale, pentru că poate și Arușu are două eliminări până acum. Aruncă Sorina în cross, dar pe lângă poartă. Păcat de accidentarea pe care a avut-o Sorina Târcă, nici acum nu e în meci, încearcă mult, încearcă să fie factorul decisiv pentru Rapid, deocamdată nu reușește. Își iau un galben Kim Rasmussen pentru că atenționată pe una dintre surorile portugheze că n-au gândit cu aceeași unitate de măsură aproximativ același gen de faze. Am vrut să zic că m-aș bucura foarte mult pentru Sorina Grozav să dea ea golul decisiv pentru Galibea, pentru orice jucătoare m-aș bucura, evident. Rapidul e o echipă și trebuie să demonstreze asta într-un final tensionat împotriva unei echipe formată din jucătoare cu experiență, cum e Baragiș sau Daria Dmitrieva. Acum la minge Dmitrieva. Excelent, se apără Brăgeanu! Oh, n-a putut să-i fure mingea Roșia, care a avut o replire mai rapidă și a căzut peste minge. Dmitrieva, Baragiș, apărând bine în centru, Perianu și Casoma, bagă pivotul la spate, bară să nu intre în poartă, da, șansă pentru Capitanović, este nevoie de așa ceva. Diana Ciucă fericită pe colega sa de post, Canor, Polman, Fenta, ce merge, a făcut Polman, Canor se înalță, nu aruncă, Fraga, pasă la pivot, gol, Rapid, Casoma! 6 goluri pentru Rapid, din nou în marșa de calificare, campioana României, timeout pe care îl cere Dragan Agi, galeria este în delir. Siguranță, ați văzut și noastră sute mii de meciuri de handbal și noi am avut această oportunitate, dar atmosferă ca în Polivalenta Bucureșteană, cu joacă Rapid, Liga Campionilor, n-am mai simțit și a evoluat Dinamo, a fost superb, a evoluat CSM-ul, ați văzut și la televizor ce se întâmplă la Chielță, la Veszprém, la Pick Szeged, dar este o atmosferă unică, polivalentă, colorată în alb și vișiniu de acești fani. 5.000 de ultra și pot să spui, dar în limitele regulamentului și ale civilizației au huiduit și ei ușor, așa cum se întâmplă și acum, mai să pună presiune pe adversare. În rest nimic la locul său în bătrâna polivalentă care a văzut atâtea spectacole de mare clasă, blocată Dmitrieva de Gutierrez. S-a cam terminat inspirația lui Rosiak și asta este bine, pentru că era factorul surpriză pentru Crim. Pasă la pivot, i-a dat un picior, faultul a fost după, e mingea pentru noi. Acum se reduce și noi la 7 goluri și să le tremure lor mâna. Au intrat și doi porumbei. Mai păcii, da. Porumbei, da. Cred că au casa mai sus, da. Plafonul fals. Au venit din Delta Vătărești, da? Da. Polman, Casoma! Pam, a dat fault, s-a cam dus Casoma peste adversare, da. Trebuie să ne repliem în apărare. Dmitrieva ia acțiunea pe cont propriu. Și caută fault, da. Fault în atac și pentru ele. Dragan Azic protestează la Tatiana Medvedev, își va lua și el cel puțin un galben. Azic disperat, jocul este oprit de fosta mare jucătoare, observatorul ca șef sârb, Tatiana Medvedev. Dată-l pe Dragan Azic, își ia și el un galben. S-a terminat cu forța și puterea lui Dragan Azic, când era, vă aduceți aminte, la Budușno și Muntenegru, erau niște decizii uluitoare pe terenul lui Budușno, sunt special.
atunci când avea și echipă în 2010-2012, când s-a luat Liga Campionilor. Acum se mai întoarce roata și trebuie să accepti deciziile arbitrilor, nemai având protecție. Polman, Fraga. Fraga! Gol în diagonală și Rapidul are 7 goluri prima oară în partidă. Și acum tensiune, presiune în jocul lui Crin la 25-18. Mitrieva, ținut în continuare pe teren, încearcă să ia faza pe cont propriu și reușește. Gol marcat rapid de Daria Mitrieva. Am văzut porumbei, sunt în continuare, au mai făcut o tură, precum Șoimi de la Lazio sau Benfica. La Benfica, da. Atac al Rapidului, 6 goluri. Rapidul trebuie să mențină această diferență de 6-7 goluri pentru calificare. Bogdan Vasiliu va vedea meciul probabil când va ajunge acasă. Polman a rezistă. Gol! Gutierrez din extremă printre brațele lui Rișovici, care a mai obosit și ea. Câte să mai scoate și Sârboaica, care ne-a albit în prima repriză. Roșia face meciul vieții. Ce ușor a marcat Rosiac. Prea repede, parcă ar depinde această partidă de un nou contract stelar al polonezei. 5 minute jumătate și Rapid este prima șansă pentru sfertul Ligii Campionilor. 6 goluri și atacul pentru Rapid. Polman, Fraga, Groza vine în centru. Groza pentru Polman, are culoar, se oprește, se răzgândește. Groza va... O frumusețe de gol pus în ramă de generic pentru Sorina la Păianjen, 27-20 între Clemencici și centru. Să vedem dacă va avea cupeu Dragă Nazi să joace și echipa sa 7-6. Ce înseamnă să nu renunți, ce înseamnă să ai încredere. Până la urmă, Grozav reușește un gol formidabil. Lazovic. Dimitrieva. Doar ea există la Crim. Ei să vrea, nu poate să rateze. N-am învățat niciodată acest lucru. Este genial această Daria Dimitrieva. A ieșit și Capitanovici în față și a lăsat mingea ușor normal pe jos. 4 minute și jumătate pentru continuarea istoriei la Rapid. 27-21, atac important. Polman, nu trebuie să ne tremure mâinile. Groza vine în centru, Fraga Fernandez. Polman, 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 stângă! Și apărătri! Extraordinar! Lorena aici, cum a aruncat cu mâna stângă. Doar Heidi Locke mai dădea, aduceți aminte, cu ambele brațe la poartă, celebrul pivot norvegian. Ce pasă, cum ia mingea Ostase, formidabil, 7 metri! Gol! Din Meșov la Sorina Grozav! 7 goluri pentru Rapid, obligată Crim, normal să facă tot ce poate pentru a fructifica. Rosia, Lazovic, ne apărăm perianul mai avansat, Dimitrieva, tampoane din partea Gabrielei și a lui Orlan Canor. 9 metri, 4 minute, mai puțin de 4 minute. Tactica lui Crim este dați mingea Dariei Dimitrieva. Rosia, intră noi, da, era jocul oprit, nu se mai aude nimic, da? Pași din fault. 9 metri, 3 minute și jumătate. Rapid a învins-o pe Ghior și va încerca să treacă și de Crim acum Rosiac. Incredibilă, nu mai obosește și ea, mai sunt 3 minute și jumătate. Acum este rândul Rapidului să fructifice poziționalul. Probabil vom avea un atac lung, nu trebuie să ne grăbim. Grozav, Polman, Fraga. Bun joc cu Rapidului de când a intrat Fraga în dreapta, s-a completat bine cu Polman și cu Sorina. Sorina vine în centru. Gol! Pătrunde pe zona centrală și trece de Zabie, care credea că nu va avea probleme polivalenta bucureșteană. Aceea schemă în ultimele trei atacuri cu Grozav, care vine în centru surprinzător și marchează. Odată a scos acel 7 metri după combinația cu Polman și angajarea lui Ostase. Dimitrieva a avut grijă Gabi Perianu să dea drumul mai repede, să nu-și mai așa eliminare. 2 minute și jumătate și ia pivot Rosia pe lângă.
Gol, tot așa, în bara de metal. Aruncă Rosiak tot și reușește să marcheze, chiar dacă mai devreme Gabi Borodi, antrenorul cu portarii, a chemat-o pe Capitanovic. Acum o schimbă pe Capitanovic. Nazmus a disperat, a făcut semn Denisei Șandu să ducă la poartă. 29-23. 2 minute pentru istorie. Rapidul trebuie să înscrie. Bolman, Fraga, din nou Grozav vine în centru. Grozav se lansează, nu reușește să pătrundă 9 metri. Joacă extraordinar Sorina, la contact, riscă foarte mult loviturile cu adversara, însă toată lumea de 100% pentru calificare. Pași din faul, 9 metri pe zona centrală. Încearcă surorile sa să țină meciul sub control. Până acum a reușit acest lucru, chiar dacă au nervat ambele băști tehnice. Prepasiv. Pasă mult prea sus pentru Carlos. 1 minut și jumătate, ataca lui Crim, Daria Dmitriev mai periculoasă, Perianu iese, Lazovic trasă de tricou, Dmitrieva, Rosiak, din nou până la Dmitrieva, o alocare de Canor, blochează, da. Am reușit să oprim prima fază a atacului, foarte important. 80 de secunde, Dmitrieva face semn pivotului să plece de pe acea zonă, Rosiak, se spune că nu va mai arunca, pasă sus. Din nou Rosia, că a primit de la Sveti, pasă pe la spate, Radicevic înscrie în colțul scurt și mai este un minut din partidă. Rapid trebuie să înscrie. Un minut pe care Rapidul, în condiții extreme, îl poate petrece doar în atac pentru a încerca lovitura decisivă în ultimele secunde. Kim Rasmussen cere destul de devreme time-out. Okay, that means when we come home, when we go defense, it's important in the last seconds that we make fouls. Okay, we need to foul them so they don't get a shot on goal. Otherwise, if they are 5-1, we have Orlan here, we have pivot go here. Okay, then we make pass return, pivot move away. Okay, if that doesn't work, next time return go in here, pivot move here. Estevana, you move in here. That's the two we play. Understand? You understand? Yes. Good. There's time, okay? Yes. Defense make fouls and be close together, okay? Un atac care ne poate purta de la pământ la lună și înapoi. La asta se rezumă dubla manșă dintre Rapid și Klim. Același scor ca în tur, 29-24. De această dată pentru Rapid, care are atacul atât de important, 43 de secunde. Pe culmile extazului a purtat această echipă de cei peste 5.000 de fani. Totul a fost perfect conform strategiei în această întâlnire de la început. Rapid a avut și 7 goluri. Sunt bune și 5, dar 6 sunt ideale pentru calificare. Fraga pentru Canor. Polman, schimbare de direcție, faultată, 7 metri, vine și eliminare, trebuie să oprească și cronometru. Poate fi și roșu, da. Oricum e Liepoia, Liepoia va fi la a treia eliminare. Da. Palma i-a venit fix în fața lui Polman, cumva eram pe direcție foarte bună. Vedem acum. Până la urmă nu contează, că tot eliminare definitivă va fi. Oricum se termină și timpul de joc. Contează că este eliminare și avem 7 metri. Da? Avem atac. Ah, nu, 7 metri, da. 7 metri roșu. Dmitrieva. Da. Liepoia spune că eu am faultat. Dați-mă pe mine afară. Și într-adevăr Liepoia este. La numărul 19, cea din stânga. În fine, chiar nu mai contează. În economia jocului pentru e 9 metri costi. Da. Arbitra arată 7. Da, 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 corect, ai dreptate. Păi vor mai avea ele un atac și trebuie să... Era mai bun un 9 metri. Grijă, corect, să ne ducem spre prepasiv. Simona Târcă Grozav poate să Sorina. Apropie Sorina, poate să aducă calificarea unde aruncă... Goal! 30-24, mai sunt 22 de secunde pentru sferturi și timeout cerut imediat de
Dragan Azic, să vedem dacă va schimba, da, va schimba și portarul, a făcut semnul Irișović că va sta la acest atac, pentru că echipa sa se înscrie. Scor de calificare, când mai sunt 22 de secunde din partidă. Dragan Azic. Da, igrače manje, ide ovaj 6-6. Možemo 5 plus 2 samo tamo da završimo. Tamo moramo da završimo. Okay. Zamijenite se, ukrstimo Barbare. E nevoie de o unitate formidabilă a rapidistelor în apărare pentru a se califica în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Au prima șansă, trebuie să o fructifice. Readuse slovenele în apropiere jumătate pentru repunerea mingii. 22 de secunde. Le-a cerut Kim Rasmussen să faulteze jucătoarelor sale. Deci nu Dimitreva a primit roșu, Liepoia până la urmă. Da, Dimitreva este pe teren. Le-au dat seama arbitrele. Dimitreva, Lazović, Rosiac, Dimitreva, pasul nou, s-a terminat! Rapid! Nu mai contează ultimele secunde. Iată că s-au pierdut cu firea și marile jucătoare în frunte cu Dimitreva și Radicević, care s-au încurcat în propria schemă. Rapid intră între primele 8 echipe ale Europei la debutul în Liga Campionilor și va juca cu Vipers. Emoții uluitoare, dar este o victorie formidabilă a Rapidului. După 16 ani în afara Europei, Rapidul vine și cucerește Everestul. Este în sferturi și va juca cu Vipers pentru calificarea în Final Four. Dragan Azic împietrit, dar are fair play-ul alături de el. L-ați văzut, s-a salutat cu Kim Rasmussen și acum atmosfera magnifică, spuneam, pentru că este extaz în polivalentă. Asta a fost tot sezonul în meciurile campioanei noastre în Liga Campionilor. Kim Rasmussen, omul care l-a înlocuit pe Carlos Viver, a reușit să ducă visul Giuleștiului mai departe, între primele 8 echipe ale Europei. L-ați văzut pe Azenaide și Canor, care au dansat în stilul original. Bogdan Vasiliu, felicitat de prietenii și colaboratorii săi. Despre acest lucru este vorba până la urmă în sport, de emoție, despre tot ce au realizat aceste handbaliste fabuloase ale Rapidului, care nu erau cotate cu șanse la sfertul de finală a Ligii Campionilor. Spuneam, doar Bogdan Vasiliu a crezut acest lucru, dar nu a impus obiectivul, a creat această echipă ușor-ușor și odată cu venirea Stefanoi Polman, Rapidul a arătat că poate să urce între cele mai bune formații ale Europei. Polman a făcut o partidă de neuitat, la fel ca și colegele sale, dar olandeza, iată acum, se salută familia Rapidului. A început să înțeleagă Stefana Polman și încurajările și scăpările fanilor și acum vin acele momente unice în handbalul european, cu salutul fanilor giuleșteni pentru jucătoarele lor care au dus numele Rapidului, iată, din nou în Europa handbalistică, spuneam, între primele 8 formații. Rapid va întâlni campioane Europei, Vipers, Cristian Sad, vă dați seama,
ce va fi din nou în polivalenta bucureșteană și visul continuă pentru campioana României. La debutul în această competiție intră în sferturi, spuneam, și orice este posibil, pentru că Rapid este neînvinsă pe teren propriu în acest sezon de Liga Campionilor. A demonstrat că are valoare, că are caracter, că are stăpânire de sine. A trecut și prin momente delicate în această partidă, doar în prima repriză. Și victoria care trebuia la 6 goluri, 30-24, după ce s-a pierdut în tur cu 24-29. Rapid mai produce o surpriză, învinge Crimul, formație care a bătut CSM-ul în ultimul meci din grupe pentru a accede în această fază competiției. Și România are două echipe în sferturile Ligii Campionilor. CSM va întâlni pe Esbjerg și Rapid pe Vipers. Poate cu aceste performanțe oamenii care au bani în această țară se vor hotărî până la urmă să facă și o sală polivalentă adevărată în București, pentru că bătrâna polivalentă din 1974 rămâne tânără datorită acestor performanțe. A coborât și Bogdan Vasiliu alături de colegii săi din club pentru a le îmbrățișa pe jucătoare și au depășit obiectivul. Au ieșit din grupă, acum a intrat în sfertul. Dragan Azic mărmurit, se uită spre tabelă, dar și spre sală, și a dat seama acum că este aplaudat și întoarce acest serviciu. Mare la antrenor muntenegrean Dragan Azic și noi vom mai rămâne în legătură câteva momente aici în polivalentă. Apoi vor urma interviurile în direct la emisiunea care ar fi fost dedicată fotbalului european, dar cum noi avem handbal românesc cu adevărat de nivel european, va fi mai mult handbal decât fotbal. Aceasta este unitatea indestructibilă, punta de legătură fabuloasă între suporteri și echipă. Vă lăsăm cu acest cântec minunat al rapidiștilor. Spuneam, urmează apoi interviuri de aici din polivalentă. Sunt Costi Prună și Săvenic Călinescu. Vă mulțumesc că ați urmărit acest meci istoric pentru Rapid. Dau legătura în studio. La revedere!